invit să deschideți cuvântul cei care aveți Scriptura la Evrei, capitolul 3, Epistola către Evrei, capitolul 3, de la versetul 7, citim până la versetul 19. Iată ce spune cuvântul Domnului care a fost sursa de inspirație și pentru cântarea care am cântat-o. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași al lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nescutuită de la început. Câte vreme se zice astăzi. Dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au zisele? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia care de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Amin. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumesc că încă o dată ne dai oportunitatea astăzi să auzim cuvântul Tău. Mulțumim pentru cuvântul Tău scris. Mulțumim pentru cuvântul Tău că este bine. Amin. Mulțumim pentru cuvântul Tău că încă ne vorbește și ne cercetează. Doamne, dă-ne înțelepciune. Doamne, dă-ne inimi maleabile. Dă-ne inimi în care cuvântul Tău și Duhul Tău să lucreze, să cerceteze și să trezească. Doamne, dă-ne inimi care să creadă și să se pocăiască. Dă-ne inimi roditoare pentru cuvântul Tău. Nu ne lăsa și nu lăsa pe niciunul de aici să-și împietrească inima. Cercetează fiecare suflet de aici, în acest loc și în această seară. Doamne, nu lăsa niciunul să fie înșelat și împietrit prin înșelăciunea păcatului, ci ajută-ne să ascultăm, să strângem, să primim cuvântul, să medităm asupra Lui, să credem în cuvântul Tău și să trăim în fiecare zi după cuvântul Tău ca să intrăm în odihna Ta și să fim cu Tine pentru totdeauna. În numele Domnului Iisus te rog să lucrezi și să-ți proslăvești numele. Amin. Amin. În această seară am ajuns cu ajutorul Domnului la un text din Epistola către Evrei pe care aș vrea într-un fel să-l stric cât de tare pot. Dar așa rândui Domnul să nu pot striga prea tare. Dar mă rog ca Duhul Sfânt să-L facă să aibă un ecou puternic în inimile noastre ale tuturor. În Epistola către Evrei, pe lângă prezentarea superbă, extraordinară a Domnului Iisus Hristos pe care o avem în această epistolă, de-a lungul epistolei sunt înșirate mai multe avertismente pentru cititori și ascultători. În textul pe care l-am citit în această seară este al doilea avertisment al epistolei către Evrei. Primul avertisment este în capitolul 2 cu versetele 2 și 3 sau de la 1 la 3, dar citesc versetele 2 și 3, le recitesc, le reamintesc pentru noi. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Primul avertisment din Epistola către Evrei este un avertisment cu privire la pericolul
nepăsării față de o mântuire așa de mare, să rămâi nepăsător în fața unei mântuiri monumentale pe care ne-a adus-o Domnul Iisus Hristos și pe care ne-au vestit-o apostolii. Dar aici avem al doilea avertisment al epistolei, un avertisment cu privire la pericolul împietririi inimii și neascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Sau cu privire, un avertisment cu privire la pericolul amânării ascultării. O să ascult, aș vrea să ascult. Dar nu astăzi. Nu acum. Mai târziu. Un cuvânt cheie care se repetă în textul citit în această seară este cuvântul astăzi, pe care foarte ușor îl putem observa în versetul 7, în versetul 13 și în versetul 15. Se repetă ideea astăzi, astăzi. Este ziua astăzi, dacă auziți glasul lui. În aceleași versete se repetă și cuvântul împietriți, împietrire. În aceleași versete, împreună cu astăzi, mereu este pus cuvântul împietrire. De aceea, dacă auziți astăzi, dacă auziți glasul lui, versetul 8, nu vă împietriți inimile. Versetul 13, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Versetul 15, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvătirii. Prin urmare, subiectul mesajului din această seară este avertizarea cu privire la împietrirea inimii. Și acest avertisment, această avertizare dată de apostoli, după ce ne vorbește atât despre Domnul Iisus Hristos, are două accente principale. Două lucruri sunt accentuate aici foarte puternic de scriitorul epistolei. În primul rând, atenție la mesajul Duhului Sfânt. Primul accent pe care îl pune scriitorul și apostolul când scrie această parte din epistole este atenție, luați aminte, aveți grijă, atenție la mesajul Duhului Sfânt. Versetul 7 începe acest avertisment și acest accent care merge până la versetul 11 inclusiv. De aceea, cum zice Duhul Sfânt astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrurile mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat din neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în mânia mea. Atenție la mesajul Duhului Sfânt. Vreau să facem câteva clarificări aici despre mesajul Duhului Sfânt. În primul rând, unde vorbește Duhul Sfânt? Și cum vorbește Duhul Sfânt? Versetul 7 și tot textul acesta ne arată că mesajul Duhului Sfânt este în Scriptură. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, două puncte și imediat încep un citat din Scripturile Vechiului Testament, din Psalmul 95:7. Mesajul Duhului Sfânt este în Scriptură, în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Este în Scriptură și acolo unde se predică Scriptura. Unde vorbește Duhul Sfânt? Cum vorbește Duhul Sfânt? Duhul Sfânt vorbește unde se deschide, unde se citește, unde se predică, unde se explică Scriptura. Duhul Sfânt vorbește în Scriptură și prin Scriptură. Și aș spune cu toată tăria, certitudinea că vorbește Duhul Sfânt este dată de Scriptură. Nu de altceva. Cum pot să știu? Pot veni oameni să pretindă, eu vorbesc de la Duhul Sfânt. De unde știu eu că vorbesc de la Duhul Sfânt? Dacă îmi citesc Scriptura. Pentru că și Duhul Sfânt, și aici textul arată că Duhul Sfânt, cum zice Duhul Sfânt, cum zice Duhul Sfânt? Prin Scriptură zice, astăzi a rânduit o zi din nou în David și Dumnezeu dă încă o zi de îndurare și de har. Prin Scriptură ne spune Dumnezeu, prin Scriptură vorbește Duhul Sfânt. Numai prin Scriptură, sola Scriptura, cum spuneau reformatorii. Unde vorbește Duhul Sfânt? Cum vorbește Duhul Sfânt?
prin Scriptură, unde se predică, unde se citește, unde se ascultă, unde se ia aminte la Scriptură. Tot textul acesta este bazat pe texte din Vechiul Testament, pe Scripturile Vechiului Testament și, bineînțeles, este și inspirația celui care scrie, pentru că el scrie Scriptură. Duhul Sfânt a inspirat Scripturile și vorbește prin Scripturi, dragii mei. Dacă vrem să ne vorbească Duhul Sfânt, deschideți, citiți, cercetați și ascultați când se predică Scriptura. Domnul să ne dea înțelepciune. În al doilea rând, observați aici, care-i conținutul? Ce spune Duhul Sfânt? Ce mesaj are Duhul Sfânt? Duhul Sfânt ne spune să ascultăm de Domnul Iisus Hristos, să credem în Domnul Iisus Hristos, să ne punem toată încrederea în Domnul Iisus Hristos, să ne supunem Lui. Uitați-vă cum începe versetul 7. Începe într-o continuitate și într-o legătură cu ce s-a spus mai înainte. Să privim țintă la Domnul Iisus Hristos, la apostolul și marele preot al credinței noastre. Să ne păstrăm încrederea nezguduită și nădejdea în El. De aceea, textul începe așa. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, De aceea, pentru că Iisus Hristos este marele preot și că este fiul credincios peste casa lui Dumnezeu, noi trebuie să ne păstrăm încrederea nescutuită în El, să credem în El, să ascultăm de El, să-L îmbrățișăm pe Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt nu ne spune să ne luăm după altceva, să credem altceva, să căutăm altceva, ci Duhul Sfânt ne spune să îl credem pe Hristos, să-L cunoaștem pe Hristos, să ascultăm de Hristos, să ne păstrăm încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm în Domnul Iisus Hristos. Asta spune versetul 6, antecedentul versetului 7, care începe cu de aceea, de ce? Pentru că Hristos este credincios ca Fiul peste casa lui Dumnezeu și casa Lui suntem noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită în El, și nădejdea cu care ne lăudăm. Duhul Sfânt ne spune să credem în Domnul Iisus Hristos. De aceea și Domnul Iisus Hristos, când a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în Ioan 14, în Ioan 16, a zis: El mă va proslăvi, El va lua din ce este al meu și vă va descoperi. El va lua ce este al meu și vă va descoperi. El mă va proslăvi pe mine. El mă va înălța pe mine, El vă va îndrepta inimile spre mine și vă va călăuzi în tot adevărul. Slăvit să fie Domnul. Ce spune Duhul Sfânt? Hristos. Numai El. Crede în El. Ascultă de El. Păstrează-ți nădejdea și încrederea nezguduită în Domnul Iisus Hristos. Dar mai este ceva de observat aici, când apostolul accentuează atenție la mesajul Duhului Sfânt. Ce se întâmplă dacă n-asculți de mesajul Duhului Sfânt? Uitați-vă ce se întâmplă. De la versetul 8, înainte, zice: nu vă împietriți inimile ca în ziua, nu fiți ca cei din vechime. Pentru că și lor le-a vorbit Duhul Sfânt. Prin Moise, prin lege, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ce au făcut? Și-au împietrit inima, s-au răzvătit, l-au ispitit pe Dumnezeu, versetul 9, l-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Și care a fost atitudinea lui Dumnezeu față ei? Pentru că ei n-au ascultat mesajul lui Dumnezeu. Zice versetul 10, de aceea m-am dezgustat de neamul acesta. Este un cuvânt foarte greu și dur în Scriptură. Dumnezeu zice: m-am dezgustat. Când nu asculți de mesajul Duhului Sfânt, când nu primești mesajul Duhului Sfânt, Dumnezeu se dezgustă de tine. Nu știu dacă e ceva mai cumplit, mai grav decât Dumnezeu să fie dezgustat. Avem în Apocalipsa o imagine a ce se întâmplă când Iisus Hristos este dezgustat de o biserică, de un înger al bisericii, spune îngerul bisericii de la Odiseea, zice în Apocalipsa 3:16, fiindcă ești căldicel, nici în rece, nici în clocot am să te vărs. Pentru că gustul tău e dezgustător. O să te scui din gură. Asta e
imaginea când ești disgustat de ceva. Are de a te face cu gustul. Vrei să gusti ceva și când ai gustat, gustul e oribil. Nu știi încotro să te întorci, să dai afară. Dumnezeu spune, dacă n-ascultați mesajul Duhului Sfânt, m-am dezgustat de ei și mă dezgust și de voi. Dar mai este ceva. E jurământul lui Dumnezeu că cei ce n-ascultă de mesajul Duhului Sfânt nu vor intra în odihna lui Dumnezeu. Versetul 11 zice, am jurat dar în mânia mea cu privire la aceea. Și avertismentul e și pentru cei ce ascultau cuvântul astăzi. V-am spus că erau oameni care ascultau cuvântul, nu erau mântuiți, erau în cumpână, nu știau ce să facă. Pe de o parte, era mesajul lui Hristos, care îi chema la Hristos și la suferință pentru Hristos, pentru că a ieșit din tabără pentru Hristos și a urmat pe El înseamnă a suferi o cara Lui. Și pe de altă parte, era comunitatea iudaismului, care era religie legală, oficială. Dacă rămâi cu iudaismul, nu te persecută nimeni. Dar se dezgustă Dumnezeu de tine. Și îți mai jură ceva, dacă rămâi cu iudaismul și nu-L îmbrățișezi pe Hristos, dacă rămâi cu religiozitatea ta, cu alte lucruri pe care le-ai tu și nu-L îmbrățișezi pe Hristos, Dumnezeu spune, cu niciun chip nu o să intri în odihna mea, în odihna divină. Asta se întâmplă cu oamenii care n-ascultă, nu primesc mesajul Duhului Sfânt. De aceea, textul acesta este unul de avertizare. Atenție! Atenție la mesajul Duhului Sfânt! Duhul Sfânt vorbește în Scriptură și acolo unde se predică Scriptura. Duhul Sfânt ne spune Hristos, numai El! Duhul Sfânt spune, dacă nu ascultați mesajul Duhului, nu este alt mesaj mântuitor, nu este altă speranță. Dumnezeu se dezgustă și te pecetește afară. Ești afară. Am jurat în mânia mea că nu vor intra în mânia mea. E primul accent al acestui avertisment dat aici, în această carte extraordinară. Atenție! Atenție, cititori! Atenție, ascultători! Atenție, credincioși! Atenție tuturor! Atenție la mesajul Duhului Sfânt! Încă Duhul Sfânt vorbește! Încă Dumnezeu vorbește! Să luăm seama la ce spune Duhul și Domnul Iisus bisericilor și nouă. Doamne, trezește! În al doilea rând, e la versetul 12, observați cum începe și versetul 12. Luați seama! E al doilea accent al acestui avertisment. Și dacă primul accent este ascultați mesajul Duhului Sfânt, primiți mesajul Duhului Sfânt, al doilea avertisment este atenție la manifestarea și starea inimii tale. Atenție la inima ta. Veghează la inima ta. Sau cum ar spune Eclesiastul în vechime, păzește-ți inima mai mult decât orice. Căci din ea sau în ea pune Dumnezeu izvoarele vieții. Ai grijă la inima ta. Veghează la inima ta. Ce să veghezi la inima ta? Veghează la inima ta ca nu cumva inima ta să fie rea și necredincioasă. Versetul 12, uitați-vă ce spune. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Atenție la inima noastră, atenție la inima ta, să nu fie rea și necredincioasă și să te despartă. Aici, despărțirea de Dumnezeul cel viu nu se referă la faptul că odată ai fost unit cu Dumnezeul cel viu și apoi te desparți de El. Nu. Se referă la faptul că o inimă rea și necredincioasă te ține despărțit. Te ține separat de Dumnezeu. Te ține în păcat și în fără de lege. Atenție la inima ta, să nu fie rea și necredincioasă și să te țină separat de Dumnezeu, chiar dacă ești religios. Religiozitatea nu înseamnă unire cu Dumnezeu. Religiozitatea nu înseamnă părtășie cu Dumnezeu și relație cu El. Credința în Hristos,
prin Duhul Sfânt înseamnă unire cu Dumnezeu și părtășie cu Dumnezeu. Atenție la inima ta să nu fie necredincioasă, să nu fie rea și necredincioasă. Apoi, atenție la inima ta să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Versetul 13. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Care este înșelăciunea păcatului? Înșelăciunea păcatului care, așa cum spune în capitolul 12 din Evrei, versetul 1, păcatul te înfășoară așa de ușor, subtil. Și aici înșelăciunea este în acest context înșelăciunea amânării. Înșelăciunea păcatului cu plăcerile lui de o clipă e că mai ai timp. Că mai e timp pentru a asculta. Acum să te bucuri de plăcerile de o clipă ale păcatului. Păcatul spune, bucură-te acum de viață. Că mai ai timp. Să crezi, să te pocăiești, să fii serios, să fii sfânt. N-ai timp. Și păcatul acesta cu înșelăciunea amânării te împietrește. Acum, ce înseamnă împietrirea, efectiv, literal? M-am uitat în cuvântul Noului Testament, în originalul grecesc, și e foarte interesant. Cuvântul grecesc folosit pentru împietrire este scleruno. Îl accentuez, scleruno. Țineți minte. Știți ce cuvânt avem noi în românești de la acest cuvânt? Scleroză. Ați auzit de scleroză, așa-i? Cuvânt care înseamnă, în esență, a fi inflexibil, a te încăpățâna. A nu vrea să asculți. A rezista. A fi în opoziție cu ceea ce zice Dumnezeu. Împietrirea este o scleroză a minții și a inimii față de cuvântul lui Dumnezeu. Ce este scleroza? M-am pus să cercetez și eu puțin și am aflat că scleroza multiplă sau cea numită și scleroză în plăci sau alte denumiri medicale prea complicate poate pentru noi, nu să avem medici aici, este o boală inflamatorie în care tecile izolatoare ale celulelor nervoase din creier și măduva spinării sunt deteriorate. Niște celule din creier care sunt conectate cu măduva spinării se deteriorează, se strică. Această deteriorare afectează capacitatea sistemului nervos de a comunica, producând o plajă largă de semne și simptome, incluzând handicapuri fizice, mentale și uneori probleme psihice. Și știți care e cel mai grav lucru cu scleroza? Că nu se prea poate trata. De asta avertismentul ăsta este atât de serios, pentru că așa de grav este și împietrirea inimii. Este o boală spirituală a inimii și a minții în care ți se face și se sclerozează mintea și inima față de Cuvântul Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Și nu mai reacționează. Se deteriorează sistemul ăla care răspundea la Cuvânt. Și devii inflexibil, încăpățânat, rezistent, în opoziție la Cuvântul Dumnezeu. De aceea este foarte important ce spune cuvântul aici. Când auzi glasul, să asculți, pentru că este cuvântul Duhului Sfânt. De la versetul 16 înainte, autorul detaliază puțin împietrirea, explică să nu avem o inimă împietrită, să nu ne împietrim inima, pentru că uitați-vă, prin niște întrebări retorice, el arată ce presupune împietrirea. Ce înseamnă să ai o inimă rea, necredincioasă, împietrită, pentru că toate se leagă aici. Și uitați-vă prin întrebările retorice din versetele 16 până la 18 și apoi chiar versetul 19, în mod conclusiv, el arată ce presupune asta. O inimă împietrită, rea, necredincioasă, este o inimă care se răzvrătește față de Dumnezeu și față de oamenii lui Dumnezeu după ce aude cuvântul.
După ce aude cuvântul și poate în mod repetat. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise, adică prin cuvântările, chemarea, minunile pe care a dat Domnul să le facă lui Moise? Cine au fost? Da, ce au fost? Întrebarea este, întrebările sunt retorice. Răspunsul este ele. Da, ei au fost, care au auzit, care au văzut. Care l-au auzit pe Moise, predicând de atâtea ori și vorbind. Și cu toate ce s-au zis, cine e Moise? Nu mai vrem să ascultăm de el. Ne-am săturat de Moise, ne-am săturat de mană, ne-am săturat de atâtea, ne-am săturat, vrem altceva. După ce auziseră, după ce văzuseră. O inimă care se răzvrătește față de Dumnezeu și față de oameni, Dumnezeu care predică cuvântul după ce aude cuvântul repetat. Aici este ideea, auziseră de mai multe ori. Apoi, versetul 7 spune altă, că o inimă împietrită este o inimă care continuă să păcătuiască după ce știe că Dumnezeu este dezgustat de păcat. Dumnezeu se exprimă clar împotriva păcatului și tu continui să păcătuiești din poziția lui Dumnezeu față de păcat. Versetul 7 zice. Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Ba da, ei au fost. Cei care au continuat să păcătuiască după ce Dumnezeu le-a spus și le-a repetat că este împotriva păcatului. Apoi, versetul 8 spune arată că inima împietrită și răzvrătită este inima care n-ascultă după ce Dumnezeu îi spune că neascultarea te scoate afară din area de lucru al lui Dumnezeu, te scoate afară din odihna lui Dumnezeu și din posibilitatea salvării. Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Ba da. Celor ce nu ascultaseră după ce le-a spus Dumnezeu că neascultarea atrage condamnarea. O inimă împietrită, o inimă necredincioasă este în cele din urmă o inimă care nu-L crede pe Dumnezeu. Nu-L ia pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu-L crede pe Dumnezeu, nu crede cuvântul lui Dumnezeu. Nu crede ce spune Dumnezeu. Vedem, dar, versetul 19, ca și concluzie, că n-au putut să intre din pricina necredinței. Într-un fel, necredința este sursa finală a tuturor acestor manifestări, răzvătire, împotrivire, păcătuire, dezgustare și toate acestea sunt, își au originea în necredință. Nu l-au crezut pe Dumnezeu. Deci, dragi mei, cred că am mai spus și e foarte important să vă reamintesc, în mod special pentru noi, pocăiții, e diferență între a crede în Dumnezeu și a-L crede pe Dumnezeu. Majoritatea așa pocăiților de astăzi cred în Dumnezeu. Cum să nu? Și în Domnul Iisus. Cred în frate. Așa am mărturisit la botez. Dar credeți pe Dumnezeu pe cuvânt? Îl luați pe Dumnezeu pe cuvânt? Luați fiecare cuvânt al lui Dumnezeu și așa cum spunea Maria și cum spunea Îngerul, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu-i de trecut cu vederea. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu-i fără putere. Orice cuvânt al lui Dumnezeu are putere, are importanță, are valoare. Îi dăm atenție. Căutăm să-L înțelegem. Căutăm să ne trăim viața și să ne hrănim viața cu cuvântul Domnului și să ascultăm de cuvântul Domnului. Îl credem noi pe Dumnezeu? Că în Dumnezeu cred mulți. Dar pe Dumnezeu cine îl crede? Când Dumnezeu spune ceva. Când Dumnezeu ne-a spus atâtea lucruri în cuvântul Lui, cine crede pe Dumnezeu? În această seară aș vrea să ne lăsăm inima cercetată. Care-i starea inimii tale? Cum ești în fața cuvântului Lui Dumnezeu care este deschis, citit, predicat, explicat, ca să-ți vorbească Duhul Sfânt? Care este atitudinea ta?
Care este inima ta? Împietrirea inimii, dragii mei, este un pericol real. Îmbolnăvirea de această scleroză spirituală a minții și a inimii este un pericol real pentru mulți care se cred bine. Acest mesaj, într-adevăr, se adresează în special celor ce au auzit, dar încă nu și-au pus încrederea în Domnul Iisus. Dar este un avertisment legitim și pentru cei care cred că e suficient că și-au mărturisit odată credința în Domnul Iisus, că au crezut și ei ceva odată și au fost ceva odată. E un avertisment legitim pentru oricine. În versetul 14, Apostolul spune foarte clar, și ne întoarcem și legăm și cu ceea ce am avut la rugăciune, credința adevărată și inima credincioasă este aceea care perseverează până la sfârșit. Nu doar dacă ai avut un moment, da, m-am pocăit și eu am mărturisit credința, dar după aia sunt praf. Te poți amăgi în biserică fiind. Iată ce spune versetul 14. Ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Versetul 6 spune, noi suntem casa lui Iisus, a lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea care ne lăudăm. Dacă nu, nu suntem casa lui. Dacă nu, nu ne-am făcut părtași al lui Hristos. Cum putem păstra încrederea nescuduită? Cum putem păstra credința noastră neclintită și fi perseverenți în credință? Prin ascultare continuă de cuvânt. Prin ascultare continuă de Hristos și de Duhul Sfânt care ne vorbește în cuvânt. Prin încredere continuă în Domnul Iisus, prin a privi țintă, așa cum am văzut versetul 1 din capitolul 3 și versetul 12, capitolul 12 cu versetul 2, motoul, să ne uităm țintă la Domnul Iisus Hristos, care pentru bucuria care l-a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușina și șa de la dreapta scaunului Domnia lui Dumnezeu, să ne uităm țintă la El care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, să nu ne pierdem inimile. Uitați-vă ce spune în versetul 3, Evrei 12 cu 3, uitați-vă dar culoarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți, un nou avertisment, ca nu cumva să vă pierdeți inimile și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Dacă vă uitați la Hristos, dacă veți sta cu privirea țintită la El, nu o să vă pierdeți inimile. Dar dacă vă uitați în jur și vedeți cât de pasionați sunt unii frați, o să vă pierdeți nu numai inima, ci sufletul. Dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos și rămânem cu privirea țintită asupra Lui, nu o să ne pierdem inima. O să ne păstrăm încrederea nezguduită. Nu, dragii mei, textul acesta din Evrei 3, avertismentul acesta, nu ne învață că putem pierde mântuirea. Dacă ești cu adevărat părtaș al lui Hristos, asta ne învață. Vei păstra până la sfârșit încrederea nezguduită și neclintită. Dacă îți pierzi încrederea, înseamnă că n-ai fost părtaș al lui Hristos. Nu te-ai unit cu adevărat cu Hristos. Zice, ne-am făcut părtaș al lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită. Dacă nu o păstrăm, înseamnă că nu ne-am făcut părtaș, ci doar am crezut, ne-am avut înșelat. Am crezut că suntem mântuiți, dar nu suntem. Pentru că cine e mântuit, părtaș cu Hristos, își păstrează încrederea prin puterea pe care o dă Hristos. Își păstrează nădejdea neclintită, privește la Hristos, ascultă de El, ascultă mesajul Duhului Sfânt, se pocăiește, se smerește. Nu-i perfect, dar mereu și mereu se lasă cercetat de Duhul lui Dumnezeu și ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți. Care e realitatea cu privire la tine în această seară? Fă-ți o cercetare sinceră înaintea lui Dumnezeu. Te-ai făcut cu adevărat părtaș al lui Hristos? Asculți cu adevărat mesajul Duhului Sfânt? Veghezi culoarea mintea asupra sufletului tău ca să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău? Neîncetat? Cercetează sufletul. Dacă nu ești sigur că ești părtaș cu Hristos, te poți face astăzi. Astăzi
Încă este timp de har. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima, ci credeți în El. Puneți-vă încrederea în Domnul Iisus, ascultați de El. Crede în El. Ascultă astăzi, asigură-te astăzi că ești părtaș cu Domnul Iisus Hristos, că ai crezut în El, că asculți de El, că-L urmezi pe El, că privești la El, că ești al Lui și că vei fi cu El. Domnul să ne cerceteze, Domnul să ne trezească, să luăm aminte la cuvântul Domnului, să luăm aminte la inimile noastre și să ascultăm de Domnul câte vreme să zicem astăzi. Și noi credincioși. Și astăzi este zi de ascultare. Dacă mâine Domnul ne mai dă o zi, va fi tot astăzi. Și în fiecare zi să umblăm cu Domnul. Să umblăm cu El în ascultare și credincioșie. Domnul să ne ajute. Amin. Amin.